Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a declarat că bugetul comunei pentru acest an va fi axat pe dezvoltare, ponderea cea mai mare a banilor provenind din proiectele cu fonduri europene. Astfel, Viorel Cucu a spus că bugetul comunei crește semnificativ prin proiectele care vor fi implementate în cursul acestui an. Primarul Cucu a arătat că printre proiectele care urmează să fie implementate în comuna Adâncata se numără cele pentru construcția de rețele de apă și canalizare, dar și a unei rețele de gaz metan pentru care anul acesta urmează să fie semnat contractul de finanțare. La acestea se adaugă modernizarea primăriei și a dispensarului vechi pe bani europeni, proiectul de 465.000 de euro prin PNRR pentru autobuze, pentru transportul metropolitan, dar și un alt proiect de 800.000 de euro pentru amenajarea unei platforme de colectare a deșeurilor reciclabile, prin aport voluntar. Viorel Cucu a precizat că, în condițiile în care anul acesta vor fi implementate un număr mare de proiecte europene, o problemă serioasă va fi asigurarea sumelor pentru cofinanțarea acestora, în condițiile în care veniturile proprii ale primăriei sunt doar de 1,3-1,4 milioane de lei noi.